Inerimea Moldovei, a fost la meeting la ambasada. Meeting pentru europenizare. Și nimeni la meeting n-a zis: hai să mergem și la ambasada Ucrainei, că e alături. Și să-i mulțumim poporului ucrainean că ne apără democrația și libertatea și pacea. Și cred că asta e o greșeală și a celor care au organizat meeting-ul și a celor care au participat. Pacea din Moldova se datorează și aliaților care au susținut Ucraina, dar mai ales armatei și voluntarilor ucraineni. Bună ziua! Faceți un loc? Fac filmmaker. De ce? De ce? Este o misiune diplomatică. Și ce are misiunea diplomatică? Ce are misiunea diplomatică? Acum vin de la altă misiune diplomatică și aici am fost deseori și am și protestat și am și susținut. E un drept fundamental, se numește libertate de exprimare. Cred că aveți indicații greșite. Sunteți jandarmi în Europa sau în Uniunea Sovietică? Se numește libertate de exprimare, e un drept fundamental. Trebuia să învățați asta la școală.